Bun găsit, a fost o noapte foarte grea pentru antiaeriana ucraineană, cel puțin aici în zona Harkov, din care transmitem. După ora 1 noapte am primit mai multe alarme de atac aerian, de asemenea s-au auzit mai multe lovituri de rachetă, cel mai probabil discutăm în schimb despre interceptarea rachetelor rusești care au vizat orașul Harkov. Să nu uităm, același lucru s-a întâmplat și în cursul zilei de ieri, de asemenea în urmă cu 2 zile, atunci când mai multe obiective civile au fost lovite, dar și în urmă cu 4 zile, numărul victimelor doar în Harkov în ultimele 4-5 zile depășind 50 de persoane. Nu au fost raportate cel puțin până acum persoane rănite sau clădiri avariate în cursul încercării rușilor de a ataca Harkovul în cursul nopții trecute. Nu același lucru putem spune în schimb despre Perskov, pentru că acel oraș este aproape asediat. Rușii s-au apropiat la aproximativ 12 km distanță, spune președintele Volodymyr Zelensky, în schimb că au reușit în ultimele 48 de ore ucrainenii să stăvilească oarecum acest var rusesc, pentru că rușii au aruncat acolo cam tot ceea ce au mai bun în luptă, pe Krovscu fiind un nod de alimentare a armatei ucrainene care luptă în estul Ucrainei. Vladimir Putin în tot acest timp se află în vizită în Mongolia, iar conform acelui tratat internațional care prevede arestarea lui Vladimir Putin în momentul în care face o vizită într-o țară membră a Curții Penale Internaționale, în mod normal, Mongolia, fiind membră a CPI, ar trebui să facă acest lucru, ar trebui să îl aresteze pe Vladimir Putin. Greu de crezut, în schimb, că s-ar putea întâmpla acest lucru. De altfel, chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, spunând că această vizită a fost aranjată minuțios din timp și că nu există absolut niciun risc ca președintele rus Vladimir Putin să fie reținut.